Atunci când vorbim despre sanctuar, trebuie să avem mai întâi noțiunea cunoscută a acestui cuvânt. Sanctuarul este locul sfânt. Pornește de la dorința expresă pe care Dumnezeu a adresat-o evreilor de a-i face lui un loc care să-i aparțină doar lui Dumnezeu. Locul acesta să fie în mijlocul oamenilor și Dumnezeu promite că va fi prezent acolo. Chiar folosește expresia, eu voi locui în mijlocul vostru. Desigur, vorbim despre sanctuar ca fiind un loc în care prezența lui Dumnezeu îl sfințește. Aceasta înseamnă că nu oamenii pot să ofere un loc sfânt lui Dumnezeu, pentru că omul nu poate să sfințească locul, ci doar Dumnezeu, prin prezența sa, este cel care sfințește locul. Locul sfânt înseamnă un loc deosebit, un loc special, un loc dedicat în exclusivitate lui Dumnezeu, aparține lui Dumnezeu și doar Dumnezeu stabilește cum să fie locul acesta pregătit, păstrat, protejat și împodobit. Dorința lui Dumnezeu de a fi în mijlocul oamenilor a fost o remanență din grădina Edenului. Atunci când oamenii nu căzuseră în păcat, lui Dumnezeu îi plăcea foarte mult să vină și să stea împreună cu Adam și Eva, să stea în mijlocul lor. Cu siguranță, probabil că în ziua de sabat, Dumnezeu alegea ca în timpul acesta, ca zi a lui Dumnezeu, să petreacă foarte mult timp cu Adam și Eva. Din cauza păcatului, Dumnezeu nu s-a mai putut întâlni în casa lor, împreună cu ei, ci a trebuit să se manifeste în moduri diferite. Mai târziu, în colectivitatea poporului Israel, Dumnezeu a considerat că este foarte potrivit ca să fie acolo un loc al prezenței sale, numit sanctuar. Vorbind despre lucrul acesta, avem o paralelă în Sfânta Scriptură a Noului Testament, acolo unde Apostolul Pavel ne atrage atenția cu privire la faptul că noi înșine, prin nașterea din nou, prin alegerea lui Dumnezeu, prin legământul pe care îl facem cu Dumnezeu, devenim un sanctuar, devenim un templu al Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, atunci când un om încheie un legământ cu Dumnezeu, când un om devine prin nașterea din nou al lui Dumnezeu, numit creștin, urmaș al lui Hristos, el, în ochii lui Dumnezeu, este un om sfânt. În consecință, omul nu-și mai aparține sieși, ci el trebuie să fie conștient că tot ceea ce are este al lui Dumnezeu, el însuși fiind răscumpărat și considerat de către Dumnezeu un templu sfânt sau un sanctuar. Când vorbim despre sanctuar, noi avem o descriere detaliată în Vechiul Testament. Lucrul pe care trebuie să-l știm este că Sfânta Scriptură ne vorbește într-un mod foarte concret și explicit cu privire la faptul că sanctuarul pe care mai întâi Moise l-a construit, apoi Solomon, mai târziu l-a îmbunătățit Zorobabel, l-a reconstruit Zorobabel, l-a înfrumusețat Irod. Sanctuarul acesta despre care vorbește Sfânta Scriptură este făcut după un model pe care Dumnezeu l-a arătat lui Moise, după un chip, mai bine zis. Aceasta sugerând faptul că în ceruri există un loc sfânt, un sanctuar, acolo unde se găsește, de fapt, prezența lui Dumnezeu în Univers. Dacă ne întrebăm astăzi, unde este Dumnezeu?
unde este locul în care l-aș putea găsi pe Dumnezeu, unde este Iisus Hristos după înviere, răspunsul biblic este în sanctuar, în sanctuarul din ceruri. Slujba principală care se realizează în sanctuar este mijlocirea, intermedierea legăturii între Dumnezeu și om. Oamenii veneau la sanctuar ca să se întâlnească cu Dumnezeu. Nu puteau să îl întâlnească pe Dumnezeu în mod direct, ci aveau nevoie de intermediari, de preoți. Preoți care erau dedicați, erau aleși de Dumnezeu, sfințiți de Dumnezeu și ei făceau legătura între cererea omului și răspunsul lui Dumnezeu. Între jertfa pe care oamenii o aduceau la templu sau la sanctuar și răspunsul pe care Dumnezeu îl dădea. Astăzi, nemai existând sanctuarul pământesc, același lucru se petrece în sanctuarul din ceruri. Între om și Dumnezeu e nevoie de o legătură continuă și legătura aceasta nu se poate realiza decât printr-un intermediar. Ca urmare, înălțarea la cer a Domnului Iisus după înviere a așezat lucrarea de mijlocire, lucrarea de preot între Dumnezeu și oameni pe Domnul Iisus. Ca urmare, slujirea pe care Domnul Iisus o face astăzi în ceruri se realizează în sanctuar, iar el are această funcție de mijlocire, de mare preot. Din cauza aceasta, noi trebuie să avem înțelepciunea că ori de câte ori dorim să ne adresăm lui Dumnezeu, având nevoie de Domnul Iisus, trebuie să apelăm la numele Lui, trebuie să apelăm la meritele Lui, meritele Domnului Iisus și numele Domnului Iisus. Biblia spune foarte clar că nu există un alt mijlocitor între Dumnezeu și oameni decât omul Iisus Hristos. Omul Iisus Hristos înseamnă că Dumnezeu Fiul a păstrat natura umană în măsura slăvită, în trup nesupus putrezirii, dar a păstrat natura aceasta umană ca să mijlocească, ca să înțeleagă și să fie deopotrivă asemănător cu omul, dar în același timp asemănător cu Dumnezeu. Orice cerere pe care oamenii o fac, o adresează lui Dumnezeu, trebuie să treacă prin Domnul Iisus și Domnul Iisus o prezintă Tatălui, adăugând la cererea omului meritele sale. În felul acesta, rugăciunea adresată Tatălui în numele Domnului Iisus, prin meritele Domnului Iisus, are siguranța ascultării. Ca să înțelegem procedura pe care astăzi noi o trăim, nu o vedem, dar o conștientizăm prin credință, ne ajută foarte mult descrierea lucrurilor care se petreceau în sanctuarul pământesc. Și astăzi vom ajunge la cunoașterea detaliilor prin imagini ale sanctuarului. Trebuie să specific faptul că sanctuarul se mai numește cortul întâlnirii, se mai numește templu. Oricare ar fi cuvintele folosite, toate au această conotație. Locul în care se găsește prezența lui Dumnezeu. Locul în care Dumnezeu se întâlnește cu oamenii. Locul în care Dumnezeu locuiește pe pământ între oameni. Primul loc pe care Dumnezeu l-a cerut lui Moise și poporului Israel proaspăte și din robie a fost făcut în pustie. O să studiem în cartea Exodului lucrurile în detaliu ale cortului întâlnirii. Se numește cortul întâlnirii deoarece nu existau materiale din fier, din lemn, din alte metale pentru construire și dacă ar fi existat, nu era nevoie de un loc stabil,
de un imobil. Pentru că poporul Israel trebuia să fie într-o continuă mișcare timp de 40 de ani prin pustiu. De aceea era necesar un cort care se putea ridica, care se putea purta și care se putea instala atunci când Dumnezeu hotăra să se oprească pentru un timp poporul Israel. Cortul întâlnirii are trei elemente. Primul element se numește curtea. Această suprafață împrejmuită cu niște stâlpi, cu niște pânze de jur împrejur, se numește curte. În curtea aceasta nu aveau voie să intre decât bărbații. Doar în curtea aceasta intrau bărbații care aduceau jertfe, daruri de mâncare, jertfe pentru păcat, daruri pentru Dumnezeu. În interiorul curții se găsea o suprafață acoperită care era templul propriu-zis sau cortul propriu-zis. Această suprafață acoperită avea două părți. Prima se numea Sfânta sau Sfânta, în care puteau să intre doar preoții, și cea de-a doua, o să o avem imediat, se numea Sfânta Sfintelor, în care nu puteau să intre decât marele preot care era în viață, și acolo marele preot nu intra decât într-o singură zi, o dată pe an. Iată o imagine cu mai multe detalii. De jur împrejur este curtea în care pot să intre oamenii care aduc jertfele. Aici este cortul propriu-zis, iar prezența lui Dumnezeu deasupra cortului este în permanență vizibilă, ziua într-un stâlp de nor care umbrește, iar în timpul nopții norul se transformă în foc. Este lumină în toată tabăra de peste 2 milioane de oameni alcătuită din evrei, este lumină și căldură datorită nopților din deșert extrem de friguroase. Atunci când norul acesta se ridica deasupra acoperișului și pornea, era semnalul că toți oamenii, toți evrei, trebuiau să plece. Erau oameni specializați pentru strângerea acestor țăruși, pentru pânzele de la gard, erau oameni specializați care doar ei puteau să facă, să strângă acoperișul cortului, să smulgă țărușii, să strângă toate vasele care se găseau în curte și în cele două încăperi ale templului. Pentru că suntem încă în imaginea de ansamblu, observăm că sunt în principal trei elemente speciale pe care le găsim în curte. Acesta din mijloc este altarul, altarul pentru arderele de tot. Jertfele erau așezate aici după ce erau sacrificate. Exista un lighean, un lighean în care întotdeauna preoții trebuiau să își spele mâinile, să spele hainele, picioarele, nu aveau voie niciodată să intre fără ca mâinile lor să fie spălate într-un ritual special, cu mâinile introduse în ligheanul acesta de aram. Ori de câte ori un preot intra în Sfânta, ducând sângele jertfei, el trebuia să aibă mâinile spălate. De câte ori intra, de atâtea ori el trebuia
să se spele. Încă aici cu toate vasele din templu, nu ne oprim la ele acum. Încă un element. Ți este dată copertina acoperitoare jos, acoperișul este dat jos și este o secțiune în prima despărțitură, prima intrare numită Sfânta și cea de-a doua intrare numită Sfânta Sfintelor. Obiectele din prima despărțitură sunt total diferite față de obiectele care sunt afară și de obiectele care sunt în Sfânta Sfintelor. Iată un aspect mai apropiat. Acesta este altarul, în forma aceasta este altarul din curtea templului. El trebuia să aibă un spațiu suficient de mare în care să se ardă lemne, în permanență lemnele trebuiau să ardă. El trebuia să aibă două lemne, doi drugi pentru transport și în permanență pe altarul acesta trebuia să existe o jertfă. Datorită cantității imense de sânge de la animale care trebuiau să fie sacrificate, sângele avea un sistem prin care se scurgea undeva să nu rămână pentru că ar fi stricat, ar fi avut un miros urât. Erau oameni specializați în care nu făceau altceva decât să aducă, să arunce cenușa care rezulta din arderea lemnelor. Erau oameni speciali, erau unelte speciale, nu cu orice uneltă puteau să scoate cenușa, ci doar cu cele dedicate, cu cele sfințite pentru așa ceva. Este vizibil și lideanul pentru spălare. Procedura pentru jertfă era în felul următor. Omul care păcătuiește trebuie să aducă un miel sau o oaie fără cusur. Omul, curtând mielul, transmite o imagine pe care toți o văd. Este mesajul că a păcătuit. Este o mărturie publică a păcatului pentru omul care duce mielul pe drum, îndreptându-se spre templu, spre sanctuar. Îl întâmpină un preot și omul își mărturisește vinovăția așezând mâinile pe capul mielului în așa fel încât cuvintele lui să exprime păcatul, să exprime regretul, dar în același timp mâinile așezate pe capul mielului nevinovat exprimă și dorința de iertare. Mielul îl reprezintă pe Domnul Iisus. În așa fel încât de fiecare dată când un om păcătuia, el era conștientizat că cineva trebuie să moară nevinovat în fața lui. Și omul trebuia să știe că păcatul înseamnă moarte. În curte îl întâmpină un preot. Are în mâna lui preotul un cuțit și un vas. Cuțitul este oferit omului care își face mărturisirea, el junghie mielul, iar preotul așează vasul sub gâtul mielului pentru ca sângele să curgă în vas. În momentul în care sângele se scurge și animalul moare, preotul care a participat la mărturisirea păcatului
de către omul care a adus jertfa, este jertfă pentru păcat aceasta, pleacă cu vasul în care se găsește sânge din ființa care a murit și se îndreaptă spre prima despărțitură a sanctuarului. Îl vedem în imaginea aceasta din partea stângă, intrând pe preotul care are în mână un vas în care se găsește sângele. Mai departe, omul nu mai are nicio responsabilitate. Omul și-a făcut mărturisirea, a murit un animal nevinovat în locul lui, în mod simbolic, Iisus Hristos va muri în locul omului, el pleacă acasă iertat. De aici încolo, lucrarea în sanctuar pentru omul care a fost iertat este responsabilitatea preotului. Sunt leviți și preoți care lucrează în curte, trebuie ca mielul, dacă este o ardere de tot, să fie așezat pe altar, dacă este o altă vină, dacă este o altă jertfă, se taie, se curăță, se așează pe altar anumite părți, numai grăsimea câteodată. Există acolo preoți care iau copitele, care iau blana, care iau ceea ce este în stomacul animalului și le duc. Este o lucrare pe care doar în interior și doar preoții o fac. Omul, spuneam, nu mai poate să facă nimic din momentul în care a văzut cum curge sângele unui animal nevinovat pentru el în locul lui. El este iertat și pleacă acasă. Încă o imagine de ansamblu a sanctuarului. Cred că o să mă întorc puțin la o imagine mai largă, mai la început. Ne imaginăm că fiind un număr suficient de mare de oameni, la templu trebuiau să fie și suficient de mulți preoți. Este un ritual continuu, în fiecare zi, numărul este destul de mare, este o lucrare obositoare, este o lucrare foarte cu mare responsabilități, este o lucrare care se realizează în exclusivitate doar în locul acesta, în prezența lui Dumnezeu. Mă întorc puțin la imaginile respective. În prima despărțitură a sanctuarului, am plecat din curte și lucrul pe care trebuie să-l menționez aici este că preotul care are în mână vasul cu sânge din mielul care a fost jertfit, intră în prima despărțitură în locul acesta cu vasul în care se găsește sângele mielului, ajunge în fața acestei perdele care separă prima despărțitură numită Sfânta de a doua despărțitură numită Sfânta Sfintelor, se oprește în fața perdelei, înmoaie degetul mare în vasul în care se găsește sânge și stropește în fața perdelei, nu pe perdea, ci în fața perdelei, de 7 ori cu sângele care se așează pe degetul mare de la mâna dreaptă. În felul acesta, în mod simbolic, prin mărturisirea omului care ține mâinile pe capul mielului, păcatul trece asupra mielului, prin moartea mielului, păcatul trece asupra sângelui și prin purtarea vasului cu sânge și stropirea în fața perdelei, în mod simbolic, păcatul omului pe care l-a mărturisit, păcatul trece pe deasupra perdelei
În a doua despărțitură a sanctuarului numit Sfânta Sfintelor. Aici se găsește legea lui Dumnezeu. Aici este prezența lui Dumnezeu. O să urmărim puțin mai departe obiectele care se găsesc în cele două despărțituri. Deci suntem acum în momentul în care analizăm prima despărțitură a templului, numită Sfânta. Se găsesc trei obiecte. Mai întâi, ne atrage atenția un sfeșnic, sfeșnicul cu șapte brațe de aur bătut. Acesta este. El trebuie să fie în permanență luminat. Există un om specializat care are grijă ca în permanență să fie un de lemn în toate cele șapte brațe și unde lemnul acesta trebuie să fie de o puritate specială și unică. Nimeni nu are voie să folosească din unde lemnul acela care arde în permanență din sfeșnicul acesta. Sfeșnicul cu șapte brațe de aur bătut are un simbol deosebit. Acesta luminează. Este singurul mijloc de iluminare din cort. Nu mai există altul. Aurul este un simbol al credinței. În Biblie, aurul este simbol al credinței. Sfeșnicul nu este turnat, ci este bătut. Ceea ce ne învață că este vorba de credința încercată. Credința pe care o primesc oamenii prin încercări. Credința aceasta în Domnul Iisus nu se moștenește din tată în fiu, ci credința aceasta este acceptată cu trăiri, cu piedici, cu împotriviri, cu suferințe, cu preț pe care orice om care dorește să o aibă este dispus să o plătească. Este credința încercată a fiecărui credincios. Dar credința încercată luminează viața celor din jur și face clar prezența lui Iisus. Este sfeșnicul cu șapte brațe. De ce șapte brațe? Pentru că șapte este numărul desăvârșirii. Aparține Domnului Iisus. Cel de-al doilea obiect pe care îl găsim în Sfânta, în prima despărțitură, este o masă făcută din lemn de salcâm, poleită cu aur. Se numește masa punerii înainte. Este o masă pe care se așează 12 pâini nedospite, 12 lipii. Acestea se schimbă dimineața și seara. 12 pentru că sunt 12 triburi, 12 seminții. Pâinea care se găsește pe masa aceasta, închinată Domnului, este pâinea pe care doar preoții o pot mânca. Ea însă reprezintă dependența celor 12 seminții de hrană față de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu dă hrană, atunci oamenii au ce să mănânce. Dacă Dumnezeu nu dă binecuvântarea hranei, oamenii vor muri de foame. Despre pâinea aceasta vorbește Biblia, când într-o zi David, fugind de frica lui Saul, ajunge la cortul acesta, cere ceva mâncare preoților și preoții spun, nu avem nimic decât pâinea aceasta. Într-un mod foarte interesant, această pâine trebuia să, spuneam, să reprezintă permanent dependența de Dumnezeu. Pâinea trebuia să fie luată una câte una și în momentul în care o pâine se retrăgea, trebuia să fie o altă pâine așezată acolo. În așa fel încât
să fie în permanență 12 pâini și în permanență să nu fie masa goală în locul în care reprezenta o seminție. Se schimbau dimineața și se schimbau seara, pentru ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie pentru cursul zilei și pentru timpul nopții. Masa era purtată de către un preot specializat, el trebuia să supravegheze lucrul acesta. Cel de-al treilea obiect din Sfânta este un element extrem de important, se numește altarul tămâierii. Este un altar împoleit cu aur, este așezat, după cum se vede, în apropierea perdelei dintre cele două încăperi. Altarul acesta are rolul de a arde în permanență tămâie de o manieră specială, având o formulă de preparare, un amestec special făcut doar pentru Dumnezeu. Nimeni, niciun om, nici preotul acasă nu avea voie să folosească tămâie folosită după rețeta aceasta pe care o stabilise Dumnezeu. Altarul acesta trebuia să ardă în permanență. Altarul acesta a fost aprins de Dumnezeu. Deasupra lui, arzând tămâie, ne imaginăm că la un moment dat apar două tipuri de fum. Un fum care rezultă din arderea lemnelor și un fum care rezultă din arderea tămâiei. Rețineți că fumul care iese din lemne este un simbol al rugăciunii omului. Lemnul reprezintă omul. Este lemn de salcâm, rezistent și obișnuit cu pustiul, cu păcatul. Lemnul acesta, arzând, scoate fum care se ridică spre cer. Însă, în Sfânta, fumul acesta care arde, reprezentând rugăciunile oamenilor, nu va putea să aibă niciun efect întâlnindu-L pe Dumnezeu, decât în măsura în care fumul lemnelor se amestecă cu fumul tămâiei. Tămâia reprezintă meritele Domnului Iisus. Doar așa, în amestec, fumul ieșit din lemne arse și fumul de tămâie amestecate împreună, doar așa pot să intre și să ajungă să aibă efect în prezența legii lui Dumnezeu. Dacă ar fi să vorbim despre rugăciunile noastre care se înalță la Dumnezeu fără meritele Domnului Iisus, nu ar reprezenta nimic altceva decât niște fum înnecător, jenant și neplăcut. Însă orice rugăciune pe care noi dorim să o înălțăm lui Dumnezeu, trebuie să aibă în conținutul ei meritele Domnului Iisus. În felul acesta, fumul care se ridică de pe altarul tămâierii este amestecat cu mirosul de tămâie plăcut mirositor și ajunge în Sfânta Sfintelor. Este special lăsată o despărțitură între acoperiș și înălțimea perdelei, pentru că în felul acesta fumul, printr-o rețea special făcută, fumul să ajungă în Sfânta Sfintelor, adică în cea de-a doua despărțitură. Iată, aici este preotul. Este preotul care aduce tămâie pe altarul tămâierii. Se vede sfeșnicul cu 7 brațe arzând. Este în permanență, spuneam, responsabilitatea unui preot care să vegheze, să verifice dacă există
un de lemn suficient ca să nu se stingă vreo candelă? Pentru că lucrul acesta ar fi fost catastrofal pentru omul respectiv și pentru întregul popor Israel. Iată imaginea din partea stângă, fumul care provine din arderea lemnelor, amestecat cu fumul de tămâie, se ridică și pătrunde pe deasupra perdelei în Sfânta Sfintelor, în locul în care este chivotul lui Dumnezeu și deasupra chivotului este Shechina, adică prezența divină. O imagine printr-o secțiune a celor două încăperi. Aceasta este posibila așezare ca poziție a obiectelor din sanctuar. Lucrul pe care vreau să-l remarcăm acum este, care are un rol deosebit de important, îmbrăcămintea marelui preot. Marele preot era primul născut din familia preoțească a lui Aaron, era pe viață în slujba aceasta, până la moarte nu putea să fie schimbat. Pe frunte, marele preot poartă o mitră, adică o placă de aur curat, numită și o cunună împărătească sfântă. Pe plăcuța aceasta de aur curat este săpat în aur sfințit Domnului. Pe pieptul său, marele preot are așezate 12 pietre prețioase, fiecare piatră are scris pe ea numele unei seminții din cele 12 ale lui Israel. Și pietrele acestea au un rol extrem de important, pentru că în momentul în care marele preot primește răspuns de la Dumnezeu în ziua ispășirii, manifestarea răspunsului lui Dumnezeu este strălucirea pietrelor sau întunecarea lor. Când răspunsul este strălucitor și pietrele strălucesc, marele preot a înțeles că Dumnezeu a primit jertfa. Când se întunecă pietrele, lucrul acesta înseamnă că Dumnezeu nu a primit jertfa de ispășire, nu a primit jertfa de iertare și de ștergere a păcatelor, vorbesc despre ziua ispășirii, și atunci lucrurile trebuie să înceapă printr-o verificare, printr-o analiză, pentru că este un păcat nerecunoscut, este un păcat pe care Dumnezeu nu l-a iertat pentru că nu a fost mărturisit. Preotul, marele preot, intră în Sfânta Sfintelor având o cădelniță de aur în mâna sa și în care se găsește tămâie mirositoare, tămâia reprezentând, repet, meritele Domnului Iisus. Încă o dată imaginea cu cele două încăperi ale sanctuarului, Sfânta și Sfânta Sfintelor. În Sfânta Sfintelor nu este niciun alt obiect decât un chivot, o cutie. O cutie făcută din lemn de salcâm, poleită pe dinăuntru și pe din afară cu aur curat. Deasupra cutiei, un element foarte important este capacul cutiei.
Capacul acesta se numește milostivitor. De ce? Pentru că în interior, în interiorul cutiei sau chivotului, se găsește legea. Se găsește legea pe care Dumnezeu a scris-o cu degetul lui pe două table de piatră. Ca urmare, deasupra legii trebuie să fie harul. În felul acesta, atunci când îl cauți pe Dumnezeu, Dumnezeu te întâmpină mai întâi cu har și apoi cu legea. Fac o paranteză și amintesc momentul în care Domnul Iisus este în fața femeii prinse în păcat, adusă de către farisei cu pietre în mâini, pentru că așteptau verdictul Domnului Iisus să o condamne. Domnul Iisus însă o întâmpină cu milostivitorul: femeie, nu te osândesc, dar ajunge și la lege, du-te și nu mai păcătui. Pe capacul acesta se găsesc doi herodimi din aur curat. Și în momentul în care jertfa, în ziua ispășirii, în momentul în care jertfa este primită de Dumnezeu, fețele celor doi îngeri strălucesc de slavă. Este prezența lui Dumnezeu, Shechina. Dacă este un păcat nemărturisit a celor care stau afară și așteaptă răspunsul lui Dumnezeu, fețele celor doi îngeri se întunecă. În chivot nu se găsește nimic altceva decât cele două table de piatră pe care Dumnezeu a scris cele 10 porunci cu degetul său. Alături de chivot se găsește cartea legii lui Moise sau cartea cu legea ceremonială și lângă ea se găsește toiagul lui Aron. Toiagul lui Aron, despre care o să vorbim, a fost modul în care Dumnezeu a repetat alegerea lui Aron ca mare preot și, odată cu Aron, alegerea seminției lui Levi în slujba de la sanctuar. Toiagul acesta, în prezența lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor, deși un toiag este un lemn uscat, așezat totuși în prezența lui Dumnezeu, într-o singură noapte, alături de toate celelalte toiege, de încă 11 toiege reprezentând fiecare seminție din Israel, toiagul acesta însă a înverzit, a înfrunzit, a înflorit, a rodit și roadele erau coapte. Dimineață, când Moise s-a dus și a luat cele 12 toiege, a arătat în fața tuturor minunea pe care Dumnezeu a făcut-o cu toiagul lui Aron. Lucrul acesta este important pentru noi, pentru că ne ajută să înțelegem că atunci când Dumnezeu alege un om, indiferent care este puterea lui vitală, care este slăbiciunea lui, care este uscăciunea vieții lui, Dumnezeu poate să-l transforme în măsura în care omul acesta se așează în slujba lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu nimic nu este prea greu. Dintr-un lemn uscat, Dumnezeu a arătat că are putere să facă un lemn verde cu ramuri, cu flori, cu frunze și cu roade coapte. Lucrul acesta este foarte important pentru noi. Și tot în afara chivotului, lângă chivot, se mai găsește și un vas de mană, un vas de aur în care se găsește mană ca o mărturie pentru generațiile care urmează să vadă că Dumnezeu într-adevăr a hrănit pe poporul Israel timp de 40 de ani în fiecare dimineață cu mană proaspătă. Știm că mana aceasta nu suporta căldura soarelui,
Însă în pustie, în locul sfânt, în prezența lui Dumnezeu, mana a rezistat și nu s-a stricat zeci și sute de ani. Iată o imagine în care descoperim cele 10 porunci. Știm că cele 10 porunci se împart în două. Primele 4 vorbesc despre relația oamenilor cu Dumnezeu și următoarele 6 vorbesc despre relația omului cu semenii săi. Există în Sfânta Scriptură o prezentare care uneori derutează, și anume, în Vechiul Testament, descrierea lui Pavel vorbește că în templu, în Sfânta Sfintelor, ba chiar în chivot, se găseau alături de tablele de piatră și toiagul lui Aron și vasul cu mană. Nu este nicio contradicție, pentru că este posibil ca lucrul acesta să se întâmple în templul lui Solomon. Noi vorbim de momentul în care Dumnezeu îl învață pe Moise cum să facă cortul întâlnirii. Și Dumnezeu l-a sfătuit pe Moise ca în chivot să nu așeze decât cele două table de piatră, iar alături de chivot să pună legea ceremonială pe care Moise a scris-o după porunca lui Dumnezeu pe niște sururi din piele de animale, toiagul lui Aron și vasul cu mană. Este posibil însă ca mai târziu, la templul lui Solomon, lucrul acesta să se fi schimbat, de vreme ce Apostolul Pavel scrie că în chivot se găseau lucrurile acestea. Da, aceasta este o imagine a toiagului lui Aron, înverzit, înflorit, cu rod și chiar cu rod copt. Ajungem la momentul cel mai important al sanctuarului, și anume ziua ispășirii. Era o dată pe an, întotdeauna aceeași dată, luna a 7-a, ziua a 10-a. Ziua ispășirii era hotarul dintre viață și moarte. Se anunța cum corn de berbec, toți oamenii știau că trebuie să se pregătească, aveau o perioadă de pregătire sufletească, de curățenie interioară, de curățirea relațiilor din familie, și întregul popor se găsea adunat în fața curții din sanctuar. Ne aducem aminte că am spus că în momentul în care omul aduce jertfa, el se întoarce acasă cu păcatul iertat. Dar păcatul nu a dispărut. Prin sângele stropit în fața perdelei, el intră în Sfânta Sfintelor. Acolo, în Sfânta Sfintelor, în mod simbolic, se adună toate păcatele mărturisite și iertate. Dar aceste păcate trebuie să fie șterse. Păcatele acestea trebuie să fie rezolvate în sensul că ele nu pot să rămână în Sfânta Sfintelor, pentru că Sfânta Sfintelor trebuie să fie curățită de păcatele acestea. Și unde să se ducă? Cine va plăti pentru păcatele iertate? În sensul acesta, Dumnezeu a stabilit ziua ispășirii, adică ziua curățirii păcatelor. Aceasta înseamnă că una este iertarea păcatelor și alta este ispășirea, ștergerea păcatului. În ziua aceasta, în ziua 10-a, lunii a 7-a, întregul popor al lui Israel, cu mic, cu mare, se aduna în fața curții din jurul templului. Erau mii de oameni. Era momentul în care marele preot intră îmbrăcat cu hainele sale preoțești, după ce o săptămână întreagă s-a sfințit, s-a curățit, el aduce jertfă specială
pentru că el are nevoie de curățirea păcatelor, de iertarea păcatelor, pentru că este în direct în prezența lui Dumnezeu. El ajunge acum în Sfânta Sfintelor, acolo unde este Shechina, acolo unde este prezența lui Dumnezeu, conștientizată de către toți oamenii. El intră cu o cădelniță în care se găsește tămâie și începe să mărturisească, mișcând cădelnița de jur împrejurul chivotului, mărturisind înaintea lui Dumnezeu păcatele poporului. Doamne, iartă pe poporul tău care a făcut cu tare, cu tare, enumerând păcatele pe care el le știa că sunt obișnuite în poporul acesta. El stă acolo și face această tămâiere, un simbol al rugăciunii de mijlocire. Însă intrarea marelui preot în Sfânta Sfintelor implică faptul că păcatele vin asupra lui. Acum, marele preot este purtătorul păcatelor. Întreaga cantitate a păcatelor iertate de un an de zile este așezată cantitatea aceasta pe umerii marelui preot. În momentul în care ispășirea este primită de Dumnezeu, spuneam că se manifestă strălucirea fețelor îngerilor și marele preot știe că Dumnezeu a primit slujba lui. A primit cererea de iertare pentru toate păcatele poporului. Dar păcatele sunt mai departe existente și el este purtătorul lor. Înainte de a intra, marele preot are grijă ca să aducă doi țapi. Doi țapi care sunt așezați înaintea marelui preot, înainte de a intra în Sfânta Sfintelor. Unul este dedicat lui Dumnezeu și unul este pentru Azazel. Azazel este un nume al lui Satana. Se face tragere la sorți. Țapul pentru Dumnezeu este junghiat. Este adus ca jertfă. Marele preot este în virtutea acestei jertfe. Țapul pentru Azazel, însă, care îl reprezintă pe Satana, are o destinație specială. Acum, după ce fețele îngerilor au strălucit, Dumnezeu a spus, îi iert prin modul acesta, marele preot, purtătorul păcatelor iertate, iese afară, sub povara păcatelor, ajunge în fața țapului pentru Azazel, își așează mâinile pe capul țapului și mărturisește încă o dată păcatele. În felul acesta, în mod simbolic, prin credință, păcatele iertate sunt așezate pe țapul care îl reprezintă pe Satana. Aceasta înseamnă că păcatele celor mântuiți le va plăti Satana prin arderea în focul veșnic. În momentul în care mărturisirea păcatelor marelui preot pe capul țapului pentru Azazel este terminată, un om special ales ia țapul acesta de funie și merge cu el o cale destul de lungă în pustie, izgonindu-l apoi pe țapul acesta să nu se mai întoarcă niciodată în tabără. Are grijă omul ca țapul să nu ia calea întoarsă în tabără, ci îl sperie și îl alungă, în așa fel încât țapul să fie mâncat de fiarele sălbatice din pustiu. În timp ce omul acesta duce țapul împovărat de păcatele iertate ale poporului, marele preot iese în fața poporului, își întinde mâinile asupra poporului și aduce binecuvântarea iertării. În momentul în care se
îndin mâinile marelui preot și se rostește binecuvântarea iertării din sufletul miilor și zecilor de mii de oameni din poporul Israel, participanți la ziua ispășirii, izbucnește un strigăt de fericire, un strigăt de laudă pentru Dumnezeu, este strigătul eliberării de pedeapsa oricărui păcat pe care ei l-au mărturisit și pe care mai întâi l-au avut iertat și acum este păcatul și șters din Sfânta Sfintelor. Nu este nicio învinuire, nu se așteaptă la nicio pedeapsă, pentru că Dumnezeu le-a dat har și au fost iertați. În felul acesta se încheia un an religios. Însă, ceremonialul acesta s-a încheiat odată cu moartea Domnului Iisus. Nu mai este nevoie de miel pentru a aduce ca jertfă pentru păcat, nu mai este nevoie de mare preot care să ispășească, să intre cu sângele mielului, nu mai este nevoie de templu, de sanctuar, pentru că nu mai există, și nu mai este nevoie nici de un țap pentru Azazel. Cum se face iertarea păcatelor astăzi? Ținând cont de faptul că Domnul Iisus este miel, este preot și mare preot, trei slujbe într-o singură ființă, vom vorbi despre lucrurile acestea în ocazia viitoare.